Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi aici. Azi vreau să vorbim puțin despre cum au fost lichidați 450 de milioane de dolari în cripto. Pentru că mereu există un pariu între urși și tauri, adică între bears și bulls, pentru că întotdeauna se vor lupta să câștige cel mai bun preț ca să facă cele mai bune gain-uri. Când mă mai uit la știri, îmi place să mă uit și pe Cointelegraph, pentru că sunt mai multe site-uri pe care puteți să le folosiți. Ăsta e unul dintre ele și știrea asta a apărut acum 23 de minute, când am încărcat eu site-ul acum vreo 3 ore probabil. Și vedem aici cum Bitcoin s-a întors la 50.000 ca valoare de dolari, s-au pierdut 450 de milioane în lichidări. De ce? Lumea face trading cu leverage și uite așa, datorită graficului, o să intrăm practic pe el după aceea, deși nu sunt pe analiză tehnică, adică v-am mai zis, urmăresc oameni care au explicat și acum o să vă zic și eu vouă. Practic în ultimele zile aveam un trend descendent la Bitcoin, da? Toate high-urile astea sunt din ce în ce mai micuțe. Dacă vedeți, se trage aici o linie, dar vă recomand să vă uitați și voi la oameni care fac analiză tehnică. Nu pot să vi recomand, eu îi găsiți pe YouTube care vi se potrivesc. Și vedem aici, s-au grupat în trend și mai descendent toate lumânărelele astea și trebuia să aibă un breakout. Ei au pus pariu, adică în majoritate bears ăștia, adică urșii, au pus pariu că se va duce la vale, cum am mai făcut. Și bineînțeles, dacă s-a întâmplat opusul, au pierdut bani. Pentru că pariul stă în felul următor: când există o perioadă de genul ăsta, aici e bine de cumpărat, dacă după aceea crește. Dar pentru că ei s-au pregătit ca Bitcoin să scadă ca valoare, aici au vândut. Și bineînțeles că au pierdut bani, au pierdut ascensiune. Și după cum raportează Cointelegraph, spun că dacă trecem de 51.000, care este un prag destul de important, atunci vom continua ascensiunea practic pentru 2021, pentru Bitcoin și bineînțeles tot spațiul cripto, pentru că vine după el. Bitcoin se mai agită puțin înainte de pragul de 57.000, ziceau ăștia de pe Cointelegraph. Deci toată lichidarea asta s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, ceea ce a fost foarte, foarte masiv, da? Jumătate de miliard de dolari. Și la ce se referă subtitlul ăsta? Not so boring after all. De obicei, septembrie era o lună în care eram pe minus în cripto. Și bineînțeles că asta a declarat și, sau se așteaptă și băiețașul ăsta care a făcut stock to flow-ul. Chartul vi l-am mai prezentat, Plan B se numește, așa este și pe Twitter dacă vreți să-l urmăriți. A zis că pe august va fi peste 47.000 și a cam fost. A zis că pe septembrie va fi peste 43.000 de dolari pe Bitcoin. Deci inclusiv el se așteaptă la o scădere pe septembrie, însă nu este neapărat. Asta a fost predicția lui ca să aibă o bază. Deci după cum a spus, pe luna august a fost 47.000 estimarea lui și a fost exact pe acolo. Până în octombrie, zice el, ar trebui să închidem undeva la 68.000 de dolari, ceea ce înseamnă că o să fie un nou all-time high, pentru că ultimul a fost de 64.800 de dolari pe Bitcoin. Asta se întâmplă când faci pariuri pe termen scurt și dacă voi vreți să vă băgați în chestia asta, care e destul de riscantă, este logic. Puteți să vă uitați la oameni care fac cu adevărat analiză tehnică, nu la mine. Mie îmi place să mă uit pentru că îmi place să învăț cât mai multe chestii de piață, practic să vedem exact cererea și oferta în baza ce se întâmplă acolo, adică să vedem exact ce își dorește lumea și cum crește, bineînțeles, sau scade, bineînțeles, market cap-ul total de pe cripto. De ce? Pentru că informațiile astea fresh o să ne solidifice practic viitorul, să vedem exact în ce putem să investim de pe acum, ce cere piața, ce proiecte vor să vadă mai mult, în ce proiecte vor să investească mai mult, cum se schimbă clasamentul ăsta de pe CoinMarketCap. Mă interesează nu ca să fac speculații, mă interesează să văd dacă îmi dau seama cam care sunt trendurile de viitor. Și dacă ai făcut bani până acum din cripto, nu contează că ai făcut 100 de dolari sau 100 de lei sau 1000 de dolari, lasă un like la clipul ăsta să dăm informațiile mai departe, pentru că așa funcționează algoritmul YouTube. Și acum trecem mai departe să ne uităm pe chartul ăsta total de Bitcoin de când a apărut, să vedem exact și celelalte bull market-uri și bear market-uri. Și de ce în momentul ăsta ne confruntăm cu o monedă cu două fețe, total diferite, opuse chiar. Pentru că am văzut mulți influenceri care se așteaptă ca bull market-ul ăsta să crească. Inclusiv Plan B a declarat chestia asta, cel care a făcut stock to flow, care e luat după stock to flow de la aur. Și am avut time high pe Bitcoin în aprilie, după aceea a urmat scădere. Și dacă ne uităm la celelalte bull market-uri, adică în 2017, tot așa, când a fost vârful de 19.000, aproape 20.000 de dolari pe Bitcoin, a avut o scădere masivă, o revenire scurtă, o scădere iar masivă, o revenire mai puternică și după aia s-a dus la vale complet. A mai crescut puțin, iar a mai scăzut și tot așa, până a ajuns la, nu mai știu, 3.000 și ceva, care a fost all time low atunci. Deci cei care fac analiză tehnică se iau oarecum după trecut, adică ce s-a întâmplat în bull market-urile anterioare. Dacă ne uităm, a fost all time high-ul, după aia o scădere mai masivă, o revenire, după aia o scădere și mai masivă și tot așa, după aia o revenire. Deci ce ar însemna în momentul ăsta? Ar trebui să mai scadă o dată. Dacă ne uităm pe 2013, celălalt bull market, vedem cam același lucru. Da, am avut all time high-ul la 1100, după aia o scădere masivă, o revenire și mai masivă, iar o scădere masivă, o revenire, cum avem noi în momentul ăsta, de exemplu, și după aia o scădere constantă până am intrat în bear market. Deci de ce am zis că ne confruntăm practic cu un coin flip, adică pe care parte pică moneda, în direcția aia o să o luăm. Și cred că septembrie este o lună foarte, foarte decisivă pentru ce se va întâmpla în continuare. Avem așa, intrăm în bear market, așa cum spun analiștii ăștia, pentru că ei se bazează pe date factuale și din istoria care s-a întâmplat practic în bull market-urile anterioare, chiar dacă nu a durat la fel de mult. Pentru că istoria rimează, nu neapărat se repetă. Atunci în
baza analizei tehnice din bull marketurile anterioare, noi ar trebui acum să avem creșterea asta și după aia dunga până la 20, 10.000 chiar pe Bitcoin. Dar a doua fațetă a monedei spune în felul următor: intrăm într-un super cycle și practic tot ce a însemnat anterior nu se mai practică. Adică așa cum s-a întâmplat cu lichidarea asta de 450 de milioane de dolari, bears versus bulls, așa se va întâmpla și în momentul ăsta pe termen mai lung de acum încolo. Eu am mai spus părerea mea, cred că intrăm într-un super cycle, tocmai pentru că au intrat instituții mult mai mari și cred că istoria halvingurilor după care urmează practic bull marketul, nu o să mai fie la fel așa cum era știută în trecut. Acum este doar părerea mea. De ce? Pentru că am văzut practic adopția companiilor mari care au foarte mulți bani și cumpără Bitcoin ca să-și pună pe balanță. Dacă se întâmplă să facă chestia asta în continuare, cu bani mulți versus ăștia mici de al de noi care nu avem bani foarte mulți să investim, atunci prețul o să ducă ca la nebun, până să vină bear marketul ăla. Sau mai este varianta a doua, în care avem acum creșterea asta până la 50-51 de mii, nu o să putem să trecem de pragul ăla și după aia ne întoarcem ușor-ușor în bear market și durează undeva la 2-3 ani. Însă pentru că aici nu predăm trading și nu facem trading, eu nu mă pricep la chestia asta și n-aș vrea să stau în fiecare zi să mă ocup de asta pentru că am o grămadă de alte treburi, fiecare dintre voi este liber să aleagă. Însă s-a dovedit științific și bineînțeles matematic că cei care rămân pe termen lung în proiecte care sunt de viitor vor câștiga întotdeauna mai mulți bani. Pentru că nu fac pariuri pe termen scurt și nu ies atunci când e periculos, pur și simplu rămân pe termen lung. Nu mai contează bull market, bear market, dacă știi că trendul este ascendent pe 10-20 de ani. Mie în momentul ăsta îmi place să-i urmăresc și pe cei care sunt bears și pe cei care sunt bulls, tocmai ca să pot să fiu undeva între să iau decizia potrivit. Și dacă vrei să investești acum sau mai târziu în ce vrei tu, pentru că ți-ai făcut research-ul, bineînțeles, o să-ți las în descriere un clip care te învață cum să-ți trimiți bani pe Binance, pentru că eu acolo am investit, și cum să cumperi exact ce-ți dorești. Așa că nu uita să dai un like ca să creștem canalul și nu uita să lași un subscribe, pentru că nu o să te încurce cu nimic, nu o să-ți apară mai multe clipuri de la mine din cauza asta. Iar în descriere ai o serie de deal-uri foarte bune, de exemplu cartea Standardul Bitcoin cu 30 de lei reducere. Poți investi în Elrond prin aplicația Maiar, unde și eu sunt investit cu bani, iar la fiecare 200 de dolari primim amândoi câte 10 dolari. Ai un pachet de 6 e-book-uri de educație financiară la jumătate de preț. Iar dacă te pasionează business-ul și vrei să dezvolți unul în viitor, am creat un curs de business pentru începători 100%, care se numește Notorious Business Class și învățăm împreună cum să facem afaceri în epoca digitală, mai ales că pandemia ne-a lovit foarte puternic. Așa că noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.